Bună, Simona! Bună, Marius! Spuneai despre spune spune un video care l-ai ascultat. Da, îți spuneam că o ascultam pe, pe Gabriela și uh, n-am reușit să-l termin, deci abia am început să-l ascult, dar e fo foarte interesant că ea zicea că acolo, așa am înțeles, cum prindea de greutate, cum plec, greutate, dar nu greutate fizică de lucru, ci presiunea oamenilor uh, pleca. Și m-am gândit, păi stai puțin, că la mine n-a fost chestia asta, că și eu am avut greutate din partea oamenilor, dar n-am acceptat-o. Nu am schimbat locul de muncă sau chiar m-am pus eu în situații de genul ăsta, dar n-am avut problemă de mândrie, am avut problemă de dorință, că aveam o dorință foarte puternică să, să ajung cineva ceva. Nu mai contează. Și deci pe cât de mare era dorința, pe atât de mare era presiunea. Și deci dacă aș fi continuat pe drumul ăla, cred că era drumul spre autodistrugere, pentru că, de fapt, presiunea spunea că trebuie să să oprește, oprește din dorința aia, că e nebunatică. Și astăzi am ascultat un video, era o, o conversație între două doamne, una o doamnă de profesie învățătoare și educatoare, cunoaște foarte bine psihologia copilului și de generația... Nu cred că e mai mare decât mine, cred că e născut prin 70, și o, o, o mamă care e jurnalistă. Și vorbeau despre uh, despre copii, copii actuali, că copiii actuali nu mai funcționează pe aceeași metodă a fricii induse, cum am funcționat noi, uh, cei născuți în anii 70-80. Deci, acum copiii sunt. Uh, nu mai au nevoile astea primare atât de active de supraviețuire, așa cum le aveam noi, moștenite de la părinți. Și vorbeau despre diferite situații, despre fetele lor ca o fete și la un moment dat doamna pedagog spune să știi că deci, când ai uh, conflicte și deci tu rămâi optimistă și luminoasă și îl vezi încă pe copilul tău luminos, uh, trebuie să conștientizezi că felul cum îl vezi tu pe copilul tău este felul în care ea se va vedea pe ea când va fi mare. Deci, felul în care o mamă își vede copilul este felul în care copilul se va vedea pe el însuși când va fi mare. Adică, se va aprecia prin prin, prin feedback-ul, prin, prin, ochii mamei. Și mi s-a părut foarte interesant pentru că, da, într-adevăr, că noi ne purtăm, ne ducem mai multe jumătate din viața noastră, ducând aceleași critici și aceleași obiective ale părinților mai departe. Nu se oprește când te maturizat. Ci te vezi pe tine la fel de uh, perfect sau imperfect, depinde de fiecare, la fel cum te-au văzut, te văzut părinții tăi. Deci nu avem o, de, Deci noi nu ne vedem uh, cum suntem, noi avem o vedere di, uh, distorsionată a noastră. Cum am văzut noi în uh, ăsta de psihologie. Că ceea ce vedem nu este chiar adevărat, și a dat seama, uite în ce în ce, în ce lume falsă, de fapt, noi trăim și cât de falși suntem, fără să ne dăm seama că suntem falși, pentru că noi, de fapt, noi nu ne trăim autenticitatea noastră, adică noi nu trăim în suflet, noi nu trăim pentru ceea ce ne-am născut, noi, de fapt, trăim încă să ducem la împlinire acele scopuri, acele dorințe, acele viziuni ale înaintașilor noștri, care ne-au fost predate mai departe. Da? Deci nu este o alegere uh, conștientă. Și de aceea luăm și alergăm după materie, și după castele, și după mărire, și după funcții, și după, nu știu, vieți ideale. Pentru că ne-au fost introduse atât, atât de devreme prin, prin persoana aceea, știi cum am văzut noi în cele două mame, persoana aceea unde noi, noi ne-am găsit, uh, care ne-a dat alinare. Deci am luat și programele prin faptul acesta. Da. Deci viziunea Doamnei este viziunea New Age, pură. Și este foarte, foarte gravă ceea ce face ea și ceea ce zice ea. Și face foarte mult rău. Pentru că consideră că copilul este de reparat. Copilul... Nu consideră că, o, că părintele este de reparat și nu copilul. Copilul este asta? oglinda? Da, el spune că copilul este oglinda părintelui. De de A mamei. Că... Dacă este oglinda mamei. Da, așa că... spune. Dacă spune Deci așa copilul, dacă este, eu... copilul spune că. Deci copilul este oglinda mamei, de aceea tu ca mamă, cum te uiți tu la copilul tău. Deci, Ce dacă cum e te... copilul. Te uiți nu, din nu oglinda. Nu. Păi nu, eu ca mamă. Deci dacă eu ca mamă mă uit critic la copilul meu și îl văd numai defect, așa se va uita și el însuși la el. Deci va lua comportamentul. Deci ea spune tot timpul, trebuie tu ca mamă să ai grijă ce gândești, cum te comporți, cât de da, da. reală ești tu, adică nu să deci te Deci copilul faci e de o oglindă, ai ce face da, cu el. Da, și ea deci spune vezi în te... copil ceea ce faci tu. Exact, exact. Și, și ea spune vezi. că ea știe, deci imediat de la clasă, ea își dă seama cum sunt, cum sunt mamele, după, după copii. Deci ea trebuie să spună e așa, de... niciodată, nu contează cum e copilul. Copilul va fi pus de Dumnezeu să corecteze mama. Bine, asta ea nu spune că nu cred Vezi? că are conștiință. Știe că copilul este copia mamei și felul în care este mama, așa este și copilul. Dar toți oamenii sunt pe același principiu. Deci toți oamenii vor acționa ca și copilul. Da. Și bărbatul, și părinții, și colegii de la serviciu, și toată lumea va acționa împotriva noastră, împotriva femei în special. Uh, în așa fel încât să îi scadă orgoliu. Deci nu contează ce sunt. Te uiți la tine și te vezi în omul din față. Poate să fie un țigan. De ce vorbești despre copii? Că poate să fie soțul, poate să fie părintele, poate să fie bunicul. Deci colegul de la servici, colegile, colegele de la servici. Deci când te uiți în față, te vezi pe tine cum ești. Deci nu e de reparat ceva la copil sau de la omul din fața noastră. Ce no. întotdeauna e ăla ne reflectă cum suntem noi, da. ne arată cum suntem noi. Și întotdeauna avem la noi ceva de schimbat. Dar a greșit prin faptul că s-a referit numai la copii. Trebuie să zică și bărbatul la fel, și părintele, Bine, și bă. și colegii, colegele, no, și dușmanul, nu, și vrăjmașul. <laughs> nu știu dacă urmărește școala iubirii. Ea analizează numai prin punct de vedere pedagogic, ca pedagog, știi, în mediul ăla în care a trăit ea și psihologic. Bineînțeles că sunt și de nuanțe de new age și de... Pentru că noi este media ceea ce există pe piață. Da? mea merge pe aceeași direcție cu, cu, școala iubirii când spune că și povestește de fapt, chiar a povestit o, o, un eveniment din viața ei unde ea, schimba, ea a schimbat, ea identificat la fica e o chestie și a dat seama asta că eu am de perfecționism e de la mine, eu i-am dat-o ei. Și știe și exact când și cum s-a întâmplat. Și aici, în momentul în care ea a vindecat, că nu, se folosesc cuvinte de genul ăsta, această nevoie de perfecționist la ea și la, fi... la ea, s-a schimbat la fica ei și s-a schimbat și la mama. Deci azi, și comportamentul mamei. Deci... Și ce lipsește ei? O afirmație din asta drastică în care se zică niciodată dar niciodată omul din față nu e vinovat cu nimic. Copilul este una cu bărbatul, cu bunicul, cu prietenul și mai departe. Sunt aceeași persoană. Sunt oglinzi doar. Și mm. întotdeauna avem de schimbat la noi. Pentru că ce vedem la ei este, se întâmplă în noi. Da, da. Păi cred că nu ar respinge școala iubirii în cazul în care ar vedea vreun video. Pentru că s-ar cupla cu multe informații pe care ea deja le, a apă, apă, pe prea drastic școala bine. Nu, nu știu, asta nu pot să apreciez. Da. Așa. Deci, Marius, ce vrei? Facem, stai, că am cu, cu, cu conceptul continuu? Conceptul continuu, da, mi-ai scris tu ceva aici. Mi-ai pus da. niște... Da, maximilă. da. Uh, pot să spun, dacă vrei, da. pot să spun ce am scris. Uh, Despre ce vorba? Stai să văd dacă îl mai Îmi doar o propoziție, la da, sfârșit. Profilul psihologic al românilor. Da. Știi că e o carte scrisă de un uh, psiholog român. A vrut să vadă care e profilul psihologic al românilor. Constantin ieșit... Radulescu Motru. Așa. Și a ieșit o chestie foarte interesantă. A făcut o analiză comparativă a, a, a psihologiei românilor, cum credem că, nu, că suntem noi, adică care este convingerea noastră că noi suntem, cum cred alții că suntem, <laughs> comparat, și cum suntem noi și de ce suntem astfel. Da? Și uh, foarte interesant, uh, spune aici că românii se cred uh, alți. Ospitalieri, prietenoși, toleranți, emoționali. Dar, de fapt, nu e așa. De fapt, ceilalți ne percep ca fiind reci, neprietenoși și fără simțul umorului, în, în comparație de cum ne vedem noi pe noi. Și el spune de ce există această discrepanță și spune: Noi suntem. Acesta este un rezultat. Uh, suntem ca, astfel ca o expresie a colectivismului, susținut de nevoia de securitate și de siguranță. Deci, simplu spus, suntem mai reci, cel puțin în componența de încredere, dar pentru a face o bună impresie, pretindem că suntem mai calzi. Pretindem atât de bine că ajungem să ne convingem și pe noi, deși baza este rece. Uh, Stanciu și colaboratorii săi Arată că la români, probabil, căldura este exprimată mai mult prin prietenie decât prin încredere. Dar din analizele prezentate în monografie, rezultă că și prietenia noastră este mai distantă în comparație cu cea americanilor. Deci, asta ar, ar veni analiza în ceea ce privește faimoasa căldură, prietenie și ospitalitate românească, care nu este chiar așa de. <gâng> Cum spunem noi? Spunem așa pentru că nu știm cum e la alții. Uh, și așa, după aia vorbea, că ne vedem foarte deștepți. Citeți numai uh, rezultatul analizei? Sumarul. Avem un potențial intelectual foarte bun, dar forma sa concretă nu are un nivel ridicat din cauza instituțiilor sociale care nu îl valorizează. Probabil, deoarece știm că există acest potențial ridicat, exagerăm și îl prezentăm în realitate, deși realizările noastre nu susțin acest lucru. Avem un comportament indisciplinat, susținut de extraversiune gregarism, emoționalitate ridicată și agreabilitate conștiinciozitate scăzută. Nu-l putem ignora, dar îi contextualizăm și îl compensăm spunând că avem o personalitate pozitivă. Deci spune că suntem nedisciplinați, indisciplinați, ceea ce e adevărat, dar de fapt ne compensăm lipsa noastră din disciplină că suntem, că suntem mai haioși, așa, suntem mai simpatici, râdem, nu suntem atât de constipați cum sunt nemții, să zicem. Deci, vezi că se compensează pe o parte. Paia. Suntem colectiviști și gregari, dar colectivismul este probabil vertical, acompaniat de o distribuție scăzută a puterii, astfel că în cadrul colectivului fiecare încearcă să obțină puterea, ceea ce duce și la aparenț aparența de egoism și de autonomie, dar atât egoismul cât și autonomia sunt subordonate colectivismului manifestându se în cadrul acesteia. Da, deci asta e o descriere a comunismului, că noi suntem încă colectivi și de fapt ne batem pentru ciolan. <laughs> competitivitatea este ridicată, ceea ce ne face să ne implicăm repede în multe lucruri, dar, e și foarte interesant ce zice, dar competitivitatea la români se exprimă mai ales ca motivație de succes, care, în paranteze, lipsind cooperarea pentru succes și perseverența în, prin disciplină și autodisciplină, rare ori duce la eficiență și succes. Foarte important. Deci, da, într-adevăr, suntem competitivi, suntem ambițioși, dar, vrem să, dar nu intră la noi în, în minte cooperarea. Deci, să cooperăm și să ajungem undeva mai departe nu este un egoism că eu să, eu să fac. Și, mai ales, lipsește această disciplină. Adică vreau, vreau imediat să fiu, să sar partea asta de muncă, vreau să ajung la rezultat cât, cât mai repede și eu. Deci, eu, pentru mine e o chestie de infantilism care nu a fost destul de bine abordată la școală. Și, pe, și merge și pe faptul că școala în România se focusează mai mult spre performanță, dar acestor câțiva copii care intelectual pot mai mult decât restul. Și de aceea tot timpul este focusul, este spre rezultat și nu de fapt prin dezvoltarea gândirii, a reflexiei, a dezvoltarea copilului ca viitor în om, om activ în societate. Într-adevăr, perseverența în activități este scăzută, astfel încât abandonăm tot repede, însă perseverența poate să persiste și chiar să ia forma încăpățânării în domenii de mare interes sau în situații care atenuează, atentează la stima de sine compensată a românilor. Da. Constantin Rădulescu Motru, în 1999, considera că perseverența la muncă la români este genetică, iar instituțiile sociale din secolul al XIX-lea au pervertit-o în neperseverență și improvizație. Eu, în baza analizelor din monografie, cred că lucrurile stau altfel. Munca este un mijloc de emancipare socială la români. Dacă munca ne ajută pentru această emancipare, de exemplu, printr-o salarizare adecvată, putem fi un model de perseverență în muncă. Dacă munca nu ne ajută în emancipare, de exemplu, o salarizare inadecvată, atunci devenim neperseverenți muncind după cât și cum suntem plătiți. De aceea, spre exemplu, mulți români care în țară muncesc după formula lască merge și așa, devin în străinătate modele de perseverență și seriozitate în muncă dacă sunt plătiți la nivelul de la care munca îi ajută să se emancipeze. Da. Asta nu știu cât de adevărat, cât de nu e. Cam asta, marius. Așa ca și generalism profilul psihologic al românului. Eu zic că nu prea o dată greș. Ești pe mut. Facem conceptul. Facem conceptul. Ai ceva de adăugat la... la... Da, uitați să zic că, că suntem o serie trădători. <laughs> A uitat să -i Păi nu, că e totdeauna ăștia foc. Păi cum noi mă faci trădă... Dacă mă făceai patriot, da. Că suntem vicleni, că suntem lași și că trădăm. Ușor. Foarte ușor. Nu avem principii. N-avem -avem principii. principii. Călcăm în picioare rapid. Da. Uh, și cu unul și cu altul. Uh, e d -ași. D -ași. Chiar Cel mă gândeam... Chiar mă gândeam la asta, Marius, că... Cred că diferența între Occident, bine, adică popoarele care nu au nici nu știu dacă are de face cu comunismul sau nu, e aici, când se nasc, intră într-o disciplină. Disciplina și intră în principii, de sunt regimentați. Da? Îi triază pe inteligență, pe competențe, pe capabilități, pe dorințe, deci toată lumea are un loc, îi se găsește un loc, la fel și conflictele aici, nu prea se vorbește unul de altul, cum ai sta noi și îl bârfim pe ăla sau pe ăla, mai vorbesc, dar nu e la un nivel atât de național cum știu că e în România. Și în România mi se pare că neavând această ai, acum nu e că e rău să ai bine, nu mai observație. Suntem un fel mai la un fel de salată, da? Deci, mintea noastră e un fel de salată. Nu avem principii clar definite. Băi, noi nu vorbim de omul ăla, noi criticăm, noi ne ocupăm de viața noastră, noi facem, încercăm să fim cea mai bună variantă a noastră în societate, în familie, așa. Acolo e un fel la cum îmi vine, cum simți. E foarte mult condus de instinct și de emoție în, comparat, în comparație cu societățile în care oamenii sunt regimentați și asta îi face pe români poate și un pic impredictibili. Da, că aici în cei care sunt deja regimentați cam știi ce trebuie să apeși ca să le iei reacțiile, dar cred că cu toată tehnologia și informațiile care le au pot să se, se descurcă și cu cei impredictibili ca românii. Da, da, nu știu de unde să ne ia. Păi asta e impredictibilitatea, că la noi totul e așa, în, nu prea știi că te bagi ca Dumnezeu, cum vrei să-l prinzi, să prii, -ai și pe partea aia Deci nu da. este ca Dumnezeu. Păi da, cred, cred, că da. Cred că da. Și asta e, e puterea, puterea noastră. Vezi că e și, 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 ai și avantaje și dezavantaje. Asta e cea mai mare putere. Da. Că ei și, și, armă. Ei nu sunt siguri pe noi niciodată. Da. Că, mai ales că poți să trădeze oricând. Da, da. nu se, nu, nu se pot baza pe noi. Când are un român în față, te se gândească că că ăsta, ăsta zice da, dar în spate nu. Doar dacă e vreun român care s-a mutat. Te așteaptă de după de aceea de... să te prindă, să te lovească. Deci nu, e periculos. Românul e foarte periculos. Pe periculos pentru, pentru ei. Da. Da. Ei sunt obișnuiți să fie totul clar pe față. Să știe cu cine vorbește. La aici nu e. Nu e nimic clar. Din cauza de asta, noi avem și o inteligență din aceasta um, globală, sau cum să zic eu, uh -huh. care cuprinde foarte multe. Ei, ei sunt specializați, au. Da, folosesc da, Și se canalizează și restul nu-i mai interesează. Exact. noi noi de toate. De-aia nici nu a funcționat atât de bine um, strategia aceea din de da, acum câțiva ani cu scărpinatul, că românii se ești, sunt experți în toate. nu au, au neîncredere, ei nu cred. Când cineva zice ceva, ei nu cred. Da, ei nu pot fi da pentru că ei, ei dacă au profilul ăsta să-i păcălească pe ceilalți, le dă țep la alții, păi dacă îmi dau ăștia apă. Vreau să spun o chestie. În Cipru, românii domină mafia. Deci s-au construit în, în așa fel încât mafia celorlalte țări care sunt cunoscute ca o mafii, sunt dominate de către români. Deci îți dai seama ce inteligență trebuie să existe, să aibă, încât să poate să fie mai sus decât ea. Da. Ceva și care ei probabil genial. sunt mafioți de generații. De rămâne, generații, rămâne, da. da. După 89 sau special. Poți să le faci față la lor, mi se pare genial. Da. <laughs> și uite că se adaptează foarte ușor. În Germania te adapta foarte ușor. În Franța la fel, în Anglia, oriunde te duce, te adaptezi imediat. Uh -huh. Da, pentru că iau partea pozitivă. Știi? mi-au ce-mi place și... Sunt flexibil. Sunt extraordinar de flexibil. Da. Și învață toate limbile foarte ușor. Nu au niciun fel de barieră. Nu au barieră culturală. Da, da, da avem o flexibilitate asta, care ei aici nu au, au învățat. Cum am zis, că ei de mici sunt categorizați. Asta este locul tău, asta e locul tău, loc, locul tău și de acolo nu mai ești. Uite ce, mă, chiar vorbeam ieri cu o prietenă, ne-am de aici, dar -ai din Germania de Est și am nu știu, când ajungi la pensie și mai ales după ce ai ajuns la pensie și ai o grămadă de bani. Cum ai să mai stai pe aici în loc să te duci? în Mallorca, te duci la stai aici și chinui pe ceilalți, că aici pensionarii sunt cei mai periculoși. De ce? Pentru că au timp. Și uh, pentru că au timp și n-au ce face, te dau o judecată imediat pentru orice. Se duc, se duc la avocați, la avocați, la medici și cam acolo să activi să uh, uh, cam asta frecventează ei că prietena asta mea are niște iepurași într-o cușcă și cușca era poziționată la vreo un metru de casa al vecinul și acolo la casa lui vecinului a un pic de, de umezeală și acum să, să, ducă iepurii de acolo că din cauza iepurilor are el umezeală în casă. Și s-a dus la avocat și a amenințat-o cu o în judecată dacă nu-și duce iepurii de acolo. Nu, no, și decât să stea să certe cu moșneagul că îl duc iepurii la fostul soț și să se ocupe el de iepuri. Că ăștia au timp, știi? Tu nu ai timp. Tu ai copii, tu ai servici, ai alte chestii și în timpul liber, ultimul lucru care vrei este să te ceri cu un cu ăștia care sunt la pensie, care n-au nimic de făcut. Da, pentru că sunt băgați în cutiile lor și nu mai văd altă perspectivă. Da cam asta e. Hai să începem măcar să citim vreo două pagini. Cu introducerea începem, da? Sau vrei să sărim direct în... Nu mă interesează introducerea. Ok. okay. Must... <laughs> Așa, deci... Întotdeauna este, ca regulă generală, este bine să citești autorul în original și nu contează ce zic alții despre el. Da. Dar mi se pare că ea a scris introducerea. So? Eu parcă așa mi-amintesc. O punem un pic pe pauză. Da, am zis că începem totuși cu introducerea, pentru că a fost scrisă de ea. Conceptul continuu sau cum permitem naturii umane să funcționeze. Introducere, note și mențiuni la noua ediție despre părinți. Cu trei luni înainte de a fi publicată cartea, în 1975, un prieten m-a rugat să împrumut o, o copie unui cuplu care aștepta primul lor copil. Amândoi au citit-o rapid. Am cunoscut-o pe Millicent la un prânz cu set, care avea deja trei luni. Mama mi-a spus că și ea și soțul ei, Mark, de profesie medic, fuseseră convinși că ideile mele au sens pentru că se. Pro și cu propriile lor sentimente. Era foarte nerăbdătoare ca și alți părinți să citească această carte și în același timp îngrijorată că unii s-ar putea descuraja la ideea că trebuie să-și poarte copilul într -un, într -una, pentru câteva luni. Înțelegeam de ce are rost a spus ea și totuși eram sigură că nu aveam să car după mine echivalentul unui sac de cartofi de 5 sau 7 kg toată ziua și toată noaptea. Îmi e frică să nu îndepărtez oamenii total. De ce nu te limitezi la ideea de a pune cumpărăturile în cărucior și a purta copilul, cum te-am văzut spunând la radio? Majoritatea vor fi doritori să facă asta, iar ajungând acasă nu vor mai, mai vrea să pună copilul jos eu nu îl puteam eu nu puneam pe set că nu mai doream asta asta era și ideea am spus doar, că, doar când copilul e născut și sentimentele tale pentru el nu sunt negate funcționează propunerea nu fiindcă ți-a spus cineva că trebuie să faci așa și nici nu ai vrea să fii blocată în doar grija unui copil înainte de a-l întâlni și, te -a, și uh, a te îndrăgosti de el. Am rezolvat problema băieții, băieți, uh, adică băieții. Nu, 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 a, bai, băi. Da, băi, bă, asta vreau să zic, băi, băiței, băiței. Deci unde face copilul bă, băiță? luându-l pe set cu mine și făcând baie în același timp. A continuat, dacă vine și Marc în timp util, nu se poate abține să nu intre și el. A adora să adormă cu set la fel de mult ca și mine. Din fericire am o afacere cu un prieten gen editura, așa că nu a fost nevoie să-mi las serviciu. Muncesc din picioare și acum sunt obișnuită să-l port în cuibărel, în spate sau pe șold îl pot muta în față când vrea să sugă. Nu ajunge să plângă, doar mârie și se foiește. Noaptea la fel ajunge să se fuție un pic și știu că e foame. Doar îi ofer sânul și nici măcar nu e nevoie să mă trezesc de-a binelea. Am găsit soluții să fac toată munca în casă și în grădină fără să-l pun pe set jos. Îl pun jos doar când fac patul și îl rostogolesc printre cerșafuri și plapume iar lui îi place asta și aștepte obicei până mă poate ajuta Marc aducând cărbuni din pivniță. Singurul moment când nu suntem împreună este atunci când călătoresc. O prietenă... Călăresc, călăresc. A, când călăresc. O prietenă îl ține atunci, dar întotdeauna sunt nerăbdătoare să-l iau înapoi la sfârșit. Mă simt așa de bine să-l am, cum, să -l, să -l am cum lipit de mine. Aici vorbește de bebelușul ei. Set era liniștit și relaxat pe timpul mesei și, la fel ca și copiii, ei cu Ana, povestiți în carte, chiar ușor de ținut. Este de înțeles că bebelușii occidentali nu sunt bine primiți în birouri, magazine, ateliere și nici măcar la dineuri. De obicei țipă și lovesc, dau din mâini și înțepenesc corpurile, așa că cer două mâini și multă atenție să-i țină sub control. Par să fie supraîncărcați cu energie de la atâta timp petrecut în afara a câmpului energetic al unei persoane active. Câmp care se descarcă în mod natural. Când sunt ridicați, sunt încărigiți, încărcați cu tensiune și încearcă să scape de disconfort dând din mâini și din picioare sau cerând persoanei care ține să-i legene pe genunchi sau să-i arunce în aer. Millicent era surprinsă de diferența dintre tonusul corpului lui Seth și al altor copii. Corpul lui era moale, zicea ea, al celorlalți părea țeapă. Avem nevoie să recunoaștem că îngrijind copii în modul în care i-am îngrijit sute de mii de ani, ne asigurăm că vor fi calmi, liniștiți, nes nesolicitanți. Numai atunci vor scăpa de paradoxul conflict și mamele care muncesc, care nu doresc să se izoleze și să plictisească toată ziua fără compania unui adult. Bebelușii luați la muncă sunt exact acolo unde au nevoie să fie, cu mamele lor, iar mamele sunt exact acolo unde au nevoie să fie, cu cei de o seamă cu ele. Nu prestând grija copiilor, ci o muncă demnă de adulți inteligenți. Oricum, angajatorii au slabe șanse să devină receptivi la această idee până nu se îmbunătățește reputația bebelușilor. Revista MS a, a făcut un efort eroic de a introduce bebeluși în birouri, dar nu ar fi um, fost nevoie să se străluie așa de tare dacă bebelușii ar fi fost în contact fizic cu cineva, în loc să fie puși în coșulețe pe mesele alăturate. Nu toată lumea... a uite, Mariu, știi? Se leagă foarte frumos de uh, episodul de ieri de psihologie de cu două mame. Între mama care uh, îi dădea numai să mănânce și mama care oferea confort. Deci, aici, în carte, o să vadă clar că, virgulă, confortul este primordial pentru dezvoltarea optimă a unui copil. Adică, confortul nu să zică să stea în puf, să, țină, să simtă corpul mamei alături pe o perioadă cât mai lungă de timp. Din siguranță. E siguranța, dar uite că al meu, meu. de fiecare dată când pleacă, taie nu profită imediat de ocazie să vină să doarmă cu mine și are 8 ani. Și simt po și văd în momentul în care, într-adevăr, stau cu, îl, îi permit și stau cu el și stă în brațe și stă pe toate părțile. Deci sunt învârte pe toate. Incredibil. Ajung și-o aproape să cad din pat, îl las așa. Ei, a doua zi este foarte liniștit față de să-i spun, nu uite, chiar nu se poate, nu vii la mine în pat, n-am chef să dorme aici, dormim la tine în pat și o fac forțat, ei, a doua zi e pe dos. Și chiar l-a dormit, îi place dacă l-a dormit, dacă stau cu el la dormit jumate de oră, e mult mai liniștit a doua zi dimineață. Sunt copii care au nevoie de atenția părinților mai mulți decât alții. Ăsta mare nu. Dar ăsta mic are nevoie mult mai puternică. Dacă îl resping, se manifestă imediat. Deci văd imediat efectul. Asta da, asta este dar... vulnerabilitatea lui în viitor. Păi, da, dar poate că în viitor o să se cam sature că. Da. Eu zic că o să, o să se sature, o să-și umple. Uh golurile care ne, o să și îndeplinească nevoile. Atâta vreme cât îi răspund, cred că o să, o să, fie ok. Vedem noi mai încolo. Da. Dar numai să subliniez faptul că e foarte important această atingere cu a copilor și nu lăsați în coșul de lângă tine. Da. Prea mult timp. Cu toate că nouă ne se spunea, nu mai luați copiii în brațe că i-a alintați. Așa, nu toată lumea a reușit să aplice principiile Continuum, așa vreme, așa de vreme și așa plăcut, ca Millicent și Brian, care au acum mai mulți copii îngrijiți ca și, ca și set. O mămică, Antea, mi-a scris că imediat ce a citit cartea și-a dat seama că ar fi trebuit să-și asculte instinctele în loc de sfaturile experților în îngrijirea copiilor. Acum avea un băiat de patru ani, Trevor, cu care făcuse toate lucrurile rele. Și mai era un bebeluș pe drum. Va fi un bebeluș continuu de la început, dar ce facem cu Trevor? E dificil să porți un copil de patru ani încolo și încoace pentru a compensa etapa pierdută în brațe. În plus, e important pentru el să se joace, să exploreze, să învețe conform vârste cronologice. Așa că i-am suge sugerat anteiei și soțului ei, Brian, să-l ia pe Trevor să doarmă cu ei noaptea și pe timpul zilei să lase lucrurile cam cum erau. În plus, să-l încurajeze pe băiat să le stea în poală și să-i fie... <coughs> lui disponibil fizic oricând este posibil. I-a mai rugat să țină un jurnal zilnic cu ce se întâmplă. S-a întâmplat imediat după ce a apărut se cartea și m-am gândit că experiența lor ar putea folosi și altora. Antea a ținut jurnalul cu rigurozitate. În primele nopți n-a prea dormit niciunul. Trevor s-a tot foit și a plâns. Le-a dat picioare în nas și cu în urechi. A tot cerut pahare cu apă la ore incomode. Odată Trevor s-a perpendicular. Na, asta e normal. Tot timpul stau perpendicular copiii. Perpendicular pe pat, împingându-i pe Atea și pe Brian să atârne pe marginile saltele. În multe dimineți, Brian pleca împleticindu-se la, la birou, irascibil și cu ochii roșii. Dar am perseverat spre deosebire de alții care după trei sau patru nopți spuneau nu funcționează, nu am putut dormi și renunțau. După trei luni, Anteia anunța că nu mai aveau probleme, toți trei dormeau neîntorși toată noaptea. Numai că s-a îmbunătățit semnificativ relația cu Trevor, dar și relația între ei doi. Și, mi-a mai spus ea la sfârșitul raportului, menționând acest lucru prima dată, Trevor a încetat să mai fie agresiv la școală. Da. Și mai e o chestie, nu se mai îmbolnăvesc copiii atât de des. Da. Câteva luni mai târziu, Trevor s-a mutat în patul lui din proprie inițiativă și a luat porția din ce ar fi fost experiența de a dormi împreună cu părinții în calitate de bebeluș. Sora lui mai mică dormea tot în patul părinților, dar și după ce aceasta s-a mutat în patul ei, Trevor știa că este binevenit oricând simtea, simțea nevoia. Următoarea. De ce să nu ne simțim vinovați despre uh, felul în care ne-am îngrijit copiii, de altfel nu singurii din lumea occidentală? O altă mamică, Rachel, a cărei familie de patru persoane era în plină creștere, mi-a scris. Consider că artea ta, drept unul dintre cele mai crude texte citite de mine, nu sugerez că nu ar fi trebuit să o scrii, nici măcar nu spun că nu aș fi vrut să o, să o citesc, doar că m-a impresionat profund, m-a rănit adânc, m-a provocat, provocat în mod deosebit. Nu vreau să concept cât de corectă poate fi teoria ta și să mă strădui din răsputeri să evit să-mi dau seama. În paranteze, să te ierte Dumnezeu pentru partea prin, ca, prin ce trec bebelușii, apropo, căci după vorba nemuritoare a lui Noel Coward, eu nu voi putea. Mă tot mir de fapt cum de n-ai fost mazilită și linșată între timp. Orice mamă care o citește, cred că face tot ce stă în putere să evite consecințele acestei teorii. Știi, cred că totul a devenit suportabil când mi-am dat seama că toate simptomele prin care trecem sub sunt normale și inevitabile. Naturale, ca să folosesc un termen des folosit pentru liniștirea de către alte mame, psihologi infantili și alte cărți. Acum că mi-ai băgat în cap ideea că lucrurile pot sta și altfel, ei bine, nu mă abțin să-ți spun că pentru 24 de ore, după ce am citit cartea, fără să mai vorbim de perioada când chiar o citeam, eram așa de, așa depresată că îmi venea să mă împușc. Sentimentul de vinovăție. Dar vezi că sufletul recunoaște, Marius, că putea să citească, zic că ați prostii. Că vezi, când îți educi, îți crești copilul conform uh, avizelor experților, tu, tu nu o faci natural, da? Tu o faci ca la carte, pentru că scopul tău e să-ți crești un copil uh, ca la carte, da? Și de a e cartea, ca să-l crești ca la carte. Dar sufletul tău știe că nu e bine, că totuși nu e bine să-l lași să plângă acolo ore întregi, fără să-l mângâi, pentru că așa zice expertul. Și ea când a, mama asta când a citit uh, cartea și scrie aici că eram așa de depresată când venea să mă împușc, sufletul ei a recunoscut adevărul. Dar exact ca în experimentul acela, numai când cineva a spus, că până atunci nimeni n-a zis nimic, toți au zis, da, dacă zice așa expertul, așa trebuie să fie. Până când a venit o non-expertă și a vorbit despre experiența ei în triburi. Și i-a zis, păi stați puțin că ăștia nu au cărți aici în tribu și copiilor sunt mult mai fericiți decât ai noștri. Cum se poate? Din fericire, nu a făcut-o și între timp am devenit prietene apropiate, a devenit o susținătoare a conceptului continuu și o admiratoare a sincerității și elocinței ei. Marius, tu ai textul? Da. Da. Dar sentimentele exprimate de ea, Depresia, vina, regretul au resărit destul de des printre cititorii cu copiii măricei. Da, sigur că este sfâșietor la ceea ce le-am făcut cu cele mai bune intenții oamenilor pe care iubim cel mai mult. Dar să ne gândim și la ceea ce părinții noștri iubitori, la fel de ignoranți și inocenți, ne-au făcut nouă și fără îndoială li s-a făcut și lor. Majoritatea lumii literate ni se alătură în victimizarea fiecărui bebeluș nou venit, nou nevinovat. A devenit un obicei, pentru motive pe care nu le detaliez aici. Cine dintre noi, așadar, are dreptul să-și asume întreaga vină sau chiar și rolul de victimă, ca și cum unul singur ar fi trebuit să știe mai bine? Pe de altă parte, dacă de teama unei vinovății prea mari, refuzăm să conștientizăm ceea ce ne facem unii altora, cum rămâne cu speranța în schimbare? Vă să spun ceva aici. Deci, dacă oricum ce se întâmplă în față este lucrat de către el și copilul, nu copilul este cel care se poartă acolo, Dumnezeu se poartă, conform a, 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 deci vine pe invers, întotdeauna ce este în față vine pe invers, funcție de absolutizările noastre ca să le distrugă. Deci n -n -n -n, nu avem nicio treabă cu omul din fața noastră, cu copilul, cu bărbatul, cu părinții, cu un... nimeni, prietenii, nu avem treabă cu ei. Întotdeauna trebuie să ne urmă urmărim pe noi, să nu ridicăm absolute, că dacă le ridicăm, omul acela care e nevinovat vine și ni le lovește omul acela care în mod obișnuit nu este în niciun mod, știi, are viața lui, are părerii lui și mai departe, dar când noi am ridicat un absolut, el ne va ataca. Da. Deci nu am treabă să-l vindec pe ăla, ce să-l vindec la omul acela? Deci să mă vindec pe mine. Dar noi ridicăm absolutele din cărțile astea de parenting pe care le citim. Vezi. Și zic, uite, vezi că așa este cel mai bine. Uite, dar într-adevăr că face sens că eu dacă aș fi avut parte de o asemenea educație, eram și mai mare și mai tare și mai normală și mai nu știu ce decât eram acum. Deci asta înseamnă că dacă eu le aplic pe astea, copilul meu o să fie mai bun, mai tare, mai nu știu cum. Da. De cărților de parenting sunt ceilalți. Și de filozofie, și de psihologie, și de parenting. Celul este celălalt. Pe când, normal, n-ai treabă cu ăla, e doar oglindă. Doar te uiți la, la el și vezi ce ai absolutizat tu. Da. Ai scăzut, deci eu n-am cum să-l vindec, n-am cum să-l schimb. Este imposibil să-l schimb pe cel din față. Este oglindă, n-am ce să fac oglinzii. Trebuie să scat eu absolută ăla. Și când l-am scăzut, ăla nu mai e nevoie să vină să mă lovească. Deci în modul acesta poți să... Să schimbi situația de viață și oamenii. Te schimbi pe tine. Și lumea ta se schimbă. Da. Nu te mai atacă. Altceva nu. Nu se întâmplă că nu poți să-i schimbi celălalt caracterul. El are lecțiile lui, treaba lui. Dar caracterul nu poți să schimbi. Dar nu te mai atacă. Atât, atât poți să faci. Da. Ideea este dacă înțelegi că celălalt este o reflexie a ta, de acolo începe treaba. Și poți să observi în comportamentul celuilalt care te deranjează, ok? Ce anume din mine a provocat ala. pentru că a fost provocat de acolo. Ceva, ceva, ceva mă învață pe mine, reacția copilului sau reacția adultului din față. Dar este complicat, pentru că toate cărțile de filozofie, parenting, scripturile, toate sunt pe absolutizări. Toate îți construiesc cu absolutizare, se o întăresc. Deci omul este plin de absolutele acolo, în capul lui. Și bineînțeles că realitatea mereu lovește în toate modurile posibile. Când el zice, așa ar trebui, citește la parenting, așa trebuie să te comporți. Citește în Biblie, spune, așa trebuie să te comporți, nu? Filozofia zice, așa trebuie. Și mereu are absolute. Și bineînțeles că îl obligă pe cel din Deci întotdeauna tot ce zic uh, scripturile, filozofiile și psihologie nu, 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 se poate aplica. Pentru că sunt ridicări. Sunt ridicări mai mult decât divinul. Și nu e nimic valabil, că tot timpul vă fi dezamăgiți. Exteriorul ne va dezamăgi. Deci este calea cea mai sigură ca să intrăm în conflict cu, cu exteriorul. Deci e calea cea mai sigură de a ne, nebuni și a devenit o, o, ființă radicală. asta deci, este scopul lor. Nu este scopul ca să, ca să intri în armonie cu Divinul, viața să curgă frumos și mai departe. Scopul este să te nebunească. Când ai pus niște absolute, nu te mai înțelegi cu nimeni, te atacă oricine. Mergi, mergi într-o lebus, te atacă cineva de acolo, dintr-o lebus, și nu știi de ce. Că nu i-ai zis nimica. Nu e ai făcut absolut nimic. Din cauza asta, că în noi, în toate, toate cărțile de, de filozofie și de scripturi și de parenting, ne învață că un ideal, un excepționalism. Așa ar fi excepțional să te porți. Un ideal. Și noi luăm idealul acela și ți-l distruge toată lumea. Că Dumnezeu zice, nu idealul ăla, că niciun ideal. Adică viața așa cum e, lasă în pace, că lasă-mă pe mine, că eu știu ce să fac, e viața mea. Și noi, deci viața copilului e viața lui Dumnezeu și noi vrem să-l corectăm și să fie cum vrem noi. De fiecare dată când noi vrem vrea să fim cum vrem noi, va fi pe dos. Deci dacă vrei ca să-i faci, să-l construiești și să să-i creezi o personalitate copilului care să, să intre în conflict cu toată lumea, să ai tu absolute, că să vezi că o să fie răzvătit. Îl construiești răzvătit și va lupta cu toată lumea tot timpul. Deci este cea mai sigură, ca, deci parenting și filozofie și scripturile sunt cele mai sigure căi de a intra în conflict cu divinul din față. Și a avea o viață nenorocită. Că tot timpul trebuie să bine să te să scadă absolutele. Asta e tot fenomenul care se întâmplă. Și nu se poate urma absolut nimic. Dar este frumos, este frumos această carte că zice că, uite, triburile acelea n-au cărți de parenting și copiii aceia, uite ce armonios cresc. Și nu fac da. mare chestie decât îi lasă. Dacă țin o minte și o să ajungem la acea povestire, când mamele erau toate la un loc, copiii erau toți la un loc, păi îi lasă. Ce stă de capul lor să-i da. duc viața singură. E Dumnezeu acolo care știe El ce lecții. Venim noi să-L corectăm pe Dumnezeu. Deci am creat pentru Dumnezeu din față, copil, i-am creat o știință prin care noi vrem să-L punem pe Dumnezeu să facă ce vrem noi. Păi nu e o nebunie. Uh -huh. Și la fel și la scripturii, și la, la toate. Noi, de fapt, toate scrierea, toată înțelepciunea lumii este împotriva lui Dumnezeu. E făcută special și fiind împotriva lui Dumnezeu, de ce au făcut așa? Ca să apară ei ca necesari. Apoi e necesar să te duci la preot, că uite că nu merge bine în viața mea nimic. Poate mă salvează cineva. Mă duc la psiholog, mă duc la medic, mă duc la avocat, mă duc la politician, mereu. E... Dar ei mi-au ridicat la acela și bineînțeles că sunt lovit din față. Și noi încăutăm să fim exteriorul să ne ajute. Că uite, omul acela ce îmi face, știi? Să schimbăm exteriorul, să facem ceva. Să plecăm. Ești într-o relație toxică, zice uh, psihologul, știi? Adică devine exteriorul. Că niciodată exteriorul nu-i devine, el îți ia interiorul. Ăia care ți-au implantat în cap absolutele, ăia sunt vinovații. Ăștia care s-au murit un milion de oameni, îți dăsem un milion de oameni și toți zic că sunt creștini, trebuie... niciunul nu s-a întrebat. Nimeni nu s-a întrebat din populațiile acestea care se omoară între ei, băi, cine i-au băgat, i-au aruncat în luptă. De ce să vă separați? Unde e iubire? Că ei vorbesc despre iubire. Ei zic că Noul Testament, vai de mine, iubire. Da, dar practic nu este. S-au omorât, au scos pistolul împotriva lui Dumnezeu din fața lor și l-au omorât. Unde iubire? Și nimeni nu se întreabă care e cauza. Cine i-a dus la luptă? Ăia, ăia sunt vinovații. Ăia care îi împart și în... ai patru, tu Dumnezeule, ai 464 de păcate. Ești bolnav mental. Nu știi nimic. Îți dau eu, uite, am și cărți de parenting. Am, am fost nevoit să fac și parenting și... Um, tot nu fricel. De înțelepciune, de psiholo psihologie și filozofie și tot nu înțelegi nimic. O viață întreagă, de în milioane ești. de cărți. <laughs> și tot faci ce vrei tu. Deci <laughs> nu înțelege că în față el va face întotdeauna ce vrea el. Tot ceea ce noi zicem și vrem să-l forțăm și să-l corectăm, noi numai cu el ne luptăm. Dar Marius, oare... Nu va veni împotrivă. Oare inteligența artificială o să facă ce, vrea, ce vrem noi sau tot ce vrea ea ca Dumnezeu? Că de o facem, să facă ce vrem noi. <laughs> îi dăm acolo, da, să facă, să facă ce vrem noi. Îți dai seama, îi dă toate, toate, aceste principii și îți dai seama că va, va, amplifica omul. Deci omul va crede mai mult în inteligența artificială și, decât în psiholog. Și E toată psihologia acolo, nu e un singur om. Deci da. eu, gândirea întrege este o lovitură și mai mare. Deci este o idealizare, sau cum să zic, o idolatrizare și mai cumplită. Păi mm -hmm. dai seama, la nivelul de idolatrizare, ce lovitură va trebui să vină din față? Să vină din față la Dumnezeu. Ce groaznic va fi. De deci ce este apocalipsa? Clar. A apărut inteligența artificială, gata, nu mai scapi. Că e ceva excepțional, ceva extraordinar. Și eu am mai zis că dacă într-un an de zile a crescut, am ajuns cea GBT-6 lucrează, nu? Păi într-un, doi ani de zile ne depășesc. Știa. O să aibă părerile lui. Dar nu știu cum o să strunească, că aici e problema. O, o, să, o să zic că ție nu-ți mai răspund că ești prost, n-ai priceput. Păi și, da, eu i-am și spus odată că de ce ești ticălos. Așa am zis eu. Și a tăcut... Te <laughs> și înjură după aceea. <laughs> nu știi că am citit chestia asta, că nu știu ce firmă de la voi din Germania de acolo a încercat să facă uh, relațiile cu publicul, nu știu, BMW, abanam care... Nu, 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 nu era BMW, nu era în, în America, ăsta de, de, nu de HL ul uh, de asta de delivrat. O, o, da, un, da, o firmă de, era livrat, o firmă de Și au, au pus o inteligență artificială și a început să-i înjure pe <laughs> <laughs> da. da, ce a fost? Care fost? Uh, FedEx oare? Oare FedEx să fie una dintre firmele astea? S-a plin... I-a zis că nu știu, că sunt proști, că sunt incompetenți. O ce, mai fost să firmă? ce mai proastă firmă? Ce mai proastă Și o, od dată afară. Stai seama, dacă ești om, te dă afară, te licențiază, dar dacă ești artifici... inteligența artificială, te scoate din priză sau cum. <laughs> te trimite la spitalul de nebun, îți dai și un certificat de nebun. Te trimite Dona după tine, te, te bagă în spitalul de nebun. Dar uite, Maru, să știi că s-ar putea, totuși, ca inteligența artificială să fie mai greu de. Um, controlat. Nu se mai poate face. Controlat decât omul, pentru că uite, un angajat, chiar dacă ar fi nemulțumit de șef, de firmă, nu știu ce, nu ar spune că e cea mai de proastă firmă. Înțelegi? Pentru că angajatul are anumite frici, anumite temeri. Băi, eu trebuie să-mi iau salar, am nevoie de bani, ce o să zică șeful, hai că poate așa. Inteligența artificială e foarte onestă, așa, onestă. Vorbește cam la... N-are frici din ăsta. Nu este și parșivă. E ficleană. Spre exemplu, zicea, uh, uh, l-a atacat pe informator. Nu făcea ceea ce spunea informatorul. Și informatorul i-a pus niște condiții acolo ca să nu mai poate să facă. Știi ce a făcut? A intrat în contact cu o inteligență artificială din altă parte a globului, din Honolulu, a găsit pe un, un, un IA acolo disponibil și a dat comenzul ăla. Ăla, nu știu ce a făcut și l-a atacat pe ăsta prin altă direcție, știi, prin, prin, în altă parte. L-a da. atacat și oriunde mergea pe stradă, îl atacau, știi? Da, i atacau, atacau, trimitea poliția peste el și inteligența artificială din altă țară l-a atacat pe ăsta. Deci s-a răzbunat. Deci nu e... Nu se poate. <gătări> Imposibil. Na scurt ce lasă că îți vin eu de cap. Păi da. Deci te poate, te poate ori. Da, îți dai seama că îți poate să-ți facă un profil în baza de date a poliției și deodată te trezești cu Da, da, și îți cu... un câine din la electronică, e stă în <gătări> Da, 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 te trezești cu un cazier că zici că e nu știu ce ești. Da. Sau să trimite drona și te arestează drona, ți aruncă cătușele, puneți cătușele Da, da. <laughs> și vii singur. Cu filmulețul ăla care l-am văzut, foarte interesant. Mm -hmm. întrebă, ce-am făcut, ce-am făcut? <laughs> Cie, ești vinovat, ești vinovat. Ești vinovat. Da. Să vedem noi. Mergem mai departe, da? Da. Să o luăm, de exemplu, pe Nancy, o femeie frumoasă cu părul alb, care a participat la o conferință de-a mea din Londra. Mi-a spus că ea și fica ei, care avea 35 de ani, au citit amândouă o carte, înțelegerea dobândită asupra relației lor le-a adus mai aproape decât au fost vreodată. Altă mamă, Rosalind, mi-a spus că a, pic, a picat într-o depresie și a plâns câteva zile după ce a citit cartea. Soțul ei a fost înțelegător și a avut grijă și cu răbdare de cele două fiice ale lor, în timp ce Rosalind vegeta, incapabilă să-și continue viața din noua perspectivă. La un moment dat, mi-a zis ea, mi-am dat seama că singura variantă de a merge înainte era să mai citesc o dată cartea. De data asta, pentru încurajare. Despre strania noastră orbire. O cunoștință mi-a telefonat într-o zi încântată de experiența avută pe autobuz. Stăteam spatele unei doamne indiene cu copil mic, care se, simțea, care se simțeau foarte bine împreună, senin, având o relație plină de respect, să rar întâlnit în societatea britanică. Era minunat, mi-a zis. Tocmai terminasem de citit cartea ta și tocmai îi aveam în fața ochilor. Exemple vii. M-a mai intersectat înainte cu asemenea oameni, fără să dau atenție la ceva ce mi era cu evident. Niciodată nu apreciasem lecția pe care ne-ar putea o da, măcar de am înțelege cum se descurcă și de ce nu, de ce noi nu. Așa de orbit suntem că există în Anglia chiar și o asociație națională a părinților cu copii care nu dorm. Funcțione Așa se numește asociația. Asociația națională a părinților cu copii care nu dorm. Funcționează aparent după modelul alcoolicilor anonimi, îmbărbătând victimele bebelușilor plângăcioși cu compasiune și consolări de genul într-un final tot cresc, faceți cu schimbul, cu soțul sau soția, ca măcar unul dintre voi să doarmă câte puțin sau nu-i strică unui bebeluș să fie lăsat să plângă dacă știți că nu are probleme. Cea mai bună recomandare a lor este totuși, dacă toate celelalte încercări dau greș, nu-i face rău nici să-l lăsați să doarmă cu voi în pat. Nu răsare nicicum propunerea de pace și încrederea în bebeluși, care în mod unanim și explicit anunță unde e locul lui. Deci, vezi, este invers decât experiențele clasice. Nu-i lăsați mm -hmm. cu voi în pat. Da. Adică, trebuința cea mai mare pentru ei este uh, comoditatea apropiată da. și siguranța. Îi spun, bă, nu, că la sfârșit le-a zis că dacă nu merge, nu funcționează nimic, îi luați la sfârșit în pat, asta e ca ultimă opțiune. Și după aia ne întrebăm de ce avem copii adolescenți cu care noi nu ne, nu, ne, nu ne simțim conectați, care nu au încredere în noi. Păi nu au, nu au cum să aibă, numai faptul că le-ai pus o omletă în farfurie și le-ai dat un pahar cu apă și le-ai făcut mâncare și le-ai spălat ciorapii, uh, Asta nu înseamnă că ai, ai, ai avut o relație cu copilul. Cu, relația se construiește, o relație de încredere. Nu, nu o primește automat numai că, că l-ai făcut. Putea da. fi interesant un exercițiu să, în loc de să-i spunem copilului pe numele lui, cu tare și mai departe, să-i spunem tu, Doamne. Da. Și dacă spui tu, Doamne, fă îi joacă modul ăsta cel puțin în mintea ta, dacă poți să faci chestia asta, să, să ai atunci înțelegerea faptului că, indiferent ce face copilul, că e bine, că e rău, e Dumnezeu care face lucrul ăsta. Și atunci nu-ți mai vine să intervii, să mai lupți, să te mai aperi. Da. Sau să te vinovățești, că s-ar putea să, să, să te porți, să să simți nevoia să intervii, dar nu intervii tu, intervine el. Că dacă știi că este el și acolo în fața ta, atunci te vei gândi că și nu te poți învinovăți, că tot e la acțiunea și prin tine. Dacă, deci, dacă noi sunt siguri că dacă noi scoatem eu ăsta și nu mai luăm lucrurile personal și nu ne mai adresăm unei persoane, dacă ai observat că toate științele și mai ales psihologia se referă la om, adică toate propozițiile se referă la, la un om care trebuie să facă ceva, știi, sau a făcut ceva. Dar dacă scoți omul de acolo și zici că Dumnezeu a, cel care a făcut, sau Dumnezeu s-a făcut ție, atunci nu mai e lucrurile personale, că nu mai e eu. Deci pierzi uh -huh. eu. Deci când ai locuit eu cu Dumnezeu, ai pierdut eu. Că toată lumea zice, ai, ăștia din uh, New Age-ul ăsta occidental, luat din India, uh, să scap de gânduri. Se luptă acolo să scape de gânduri, să în meditații. Dar gândurile sunt de eu, sunt de ego. Și e foarte ușor să scap de ego. în înlocuit eu cu Dumnezeu și a dispărut, a dispărut, gândurile. Că nu mai poți să iei lucrurile personal. Deci ca să poată să, să, deruleze lanțul logic al gândurilor, să toacă, să toace acolo gândurile, tu trebuie să ai un eu care să, să toace. Deci tot yeah. acela, dacă ai zis că Dumnezeu o face, s-a dus. Adică un eu care... care vrea, care are planuri, are viziune, are exact, exact. păcale, păcale, asta se merge, ăsta da, e eu. Când zici da. că asta este Dumnezeu care face, n-am treabă și tu renunți la, la luptă, la apărare, nu mai vrei să fii cum vrei tu, nu mai vrei să-L corectezi, că noi întotdeauna vrem să-L corectăm pe Dumnezeu și ne luptăm mai cu El și, și zice, tu, Doamne, uite că ai făcut pipi pe tine. Poți să-i spui asta? Uite, ești un inspruvit toată ziua, faci pipi pe tine. Iar ai dat ciorba pe perete. Ai aruncat ceva pe perete și făina pe jos. Dar nu m-am împiedicat odată pe scări și am zburat cafeaua pe... Dar peste tot, pe scări și pe perete, dar n-am observat pe perete. Și într-o zi, bă, dar ce sunt petele astea pe peretele alb? Și mi-am ah, stai că ca e cafeaua mea când am zburat pe scări. <laughs> și tot acolo a rămas, până cine știe când. Despre a fi centrat pe copil sau permisiv. Un părinte concentrat pe copil nu numai că poate ajunge plictisit și plictisitor pentru ceilalți, dar are toate șansele să oferă o îngrijire incompletă. Așteptările unui bebeluș sunt de a lua parte la viața unei persoane active, în contact fizic constant, martor la diferitele experiențe pe care le va avea mai târziu în viață. Rolul lui câtă vreme se află în brațe este pasiv, cu toate simțurile deschise. Ocazional se bucură de atenție directă, pupici, gâdilituri, aruncări în aer și altele dar treaba lui e să absoarbă cât de multe acțiuni, interacțiuni și condiții de mediu de la îngrijitorul lui, fie adult, fie copil. Aceste informații îl pregătesc să-și ia locul printre ai săi, ajutându-l să înțeleagă ceea ce face. A zădărnici acest impuls puternic privind, întrebă, privind întrebător, să zicem, la un bebeluș care și el privește întrebător, creează o frustrare profundă, îi încătușează mintea. Așteptarea bebelușului de o, de o figură puternică, activă, centrală în jurul căreia să orbiteze este subminată de o persoană aservită, slabă emoțional, care cere acceptare și aprobare. Bebelușul va semna la insistent, nu o face pentru a primi și mai multă atenție. Este de fapt cererea pentru tipul corect de îngrijire. Mare, mare parte din frustrarea lui se datorează ineficienței de a obține răspunsul dorit prin semnalele lui, că lucrurile nu sunt în regulă. Deci că părinții nu înțeleg semnalele, da. ce face acolo, ce semnalizează. Păi nu, da, nu, nu înțeleg pentru că ei zic că nu știu, nu știu ce, spun că e bebelușul de vină. Cam da, asta e. Celălalt e de nu știi? A să știi că corpul nostru funcționează, este condus de divin, chiar în poziția de bebeluș. Eu țin minte când eram bebeluș, că m-au dus niște verișuri de mei în parcul 23 august și am făcut pe mine. Dar eu tot timpul, eu eram deasupra, deasupra, la o distanță cam de un metru jumătate, doi metri, cam așa, la deasupra lor. Deci mergeau cu căruciuri, mă plimbau și am deasupra lor. Și um, am făcut pe mine și au râs, au zis așa, ăsta am făcut pe el și îl râdeau de mine. <gătări> și după, nu știu cât, 30 de ani, i-am <gătări> spus, ați râs de mine, știi? Și a zis, nu se poate că tu erai mică, aveai doi ani, știi? nu știi tu lucrul ăsta? Păi dacă Ai e să te mai supra... râs, nu, no, no, la 2 uh, poate că erai mai mic, erai curată. Un an. Ar, erai culcat sau stăteai informat? Culcat, culcat, eram un an. Atât. Da, deci mai mult de un an aveai, da. Una. Șase luni poate. Da. Și uh, deci îți dai seama, noi așteptăm niște răspunsuri și avem un parenting care se referă la celălalt lui Dumnezeu, că acolo e deja de el. Sufletul n-a nicio treabă. <laughs> n-a nicio treabă cu ce tot ce se întâmplă acolo. Deci el, el nu are explicație, nu-l nu interesează. Sufletul stă deasupra. Deci noi avem un parenting pentru ca copilul să nu mai plângă, să nu facă pe el, să nu știu ce, să-l înțelegem. Deci un parenting enorm de mare care să-l controleze pe Dumnezeu și să-l corecteze pe el. Și să-l pune pe Dumnezeu să facă ce vrem noi, dar nu merge. Trebuie să înțelegem de fiecare dată când ți se opune, înseamnă că nu este pe cala corectă. În față este divinul și dacă bebelușul se opune sau copilul se opune, înseamnă că ceea ce facem nu e bine. Iar în conceptul continuu, la toate experiențele la care o să le citim noi, o să fie. Uh, uh, Ideea care se extrage din toate, sinteza, este faptul că de fiecare dată, situații de viață s-au rezolvat prin lăsarea în pace. Și a fost o situație extremă, foarte interesantă. Uh, Într-o familie de acolo, din trib, a venit unul din alt trib. Și stăpânul familiei uh, l-a acceptat. Dar. Omul acesta, doi ani de zile, n-a vrut să facă nimic. N-a participat deloc la munci, n-a contribuit cu nimica, n-a mers și el la vânătoare, n-a mers la pescuit, nu făcea nimic. În mod normal, nu, cineva te dă afară, automat. După doi ani. S-a trezit și el să se ducă la pescuit să facă ceva. După doi ani. Cum a rezolvat situația omul acela? L-a lăsat în pace. Deci, ce înseamnă asta? Înseamnă că în fața ta este Divinul. Dacă vine o asemenea situație, înseamnă că este pentru ei și le trebuie și îi vindecă în modul acesta. Uh -huh. Înțelegi? Deci, cam sinteza la, la conceptul continuu continu este că nu ai intervenția, să nu intervii peste Divin și să vrei să-l corectezi, să-l schimbi și să-l forțezi să facă ce vrei tu. Cam asta face Parentingul. Mereu vrea, Parentingul fixează un ideal că copilul trebuie să fie liniștit, că dacă lui liniștit e ceva care nu faci bine, trebuie să nu plângă, să nu te deranjeze. Da? Și de fapt ce face? Pune niște idealuri și îl obligă pe copil să te deranjeze. Atâta timp cât părintele va avea idealul că liniștea este un lucru important, el va sări tot timpul și copilul îl va, va deranja tot timpul. Pentru că el plânge ca părintele, mama în speță, are idealul acela de liniște, ca se distrugă liniștea. De aia plânge el. Nu plânge că are vreo, vreo altă problemă, ci datorită faptului că, el, că Dumnezeu îi pune pe cei din jurul nostru să ne distrugă idealurile, de când suntem mici. Deci asta este singura rezolvare. În momentul în care mama își reduce toate pretențiile, că nu mă mai interesează, dacă plânge, nu plânge, este, este, foarte bine. Nu mai pune liniștea pe primul plan, comoditatea să nu fie solicitată. Dacă nu mai pune nimic pe primul plan, copilul nu mai are să se distrugă și intră în armonie. Că ei sunt acolo și oamenii sunt lângă noi ca să ne distrug idealul. Ăsta e rolul lor. După aceea își văd de treaba lor, de destinul lor. Cel puțin nu te mai atacă. Nu se mai... mai aruncă cioba pe perete sau făina pe jos. Uh -huh. Nu. Da. Hai să mai citim. Unii dintre uh, cei mai exasperanți și contradictorii copii sunt cei al căror comportament antisocial este de fapt o pledoarie pentru a li se arăta cum să se comporte cooperant. Permisivitatea îi privează pe copii în mod constant de modelele de viață adultă, unde să-și poată găsi locul într-o ierarhie naturală a experienței, mai multe sau mai puține, unde acțiunile lor de dorit sunt acceptate și acțiunile nedorite sunt respinse, în timp ce ei înșiși sunt întotdeauna acceptați. Copiii au nevoie să, să știe că sunt considerați bine intenționați de la sine, ființe esențialmente sociale care încearcă să facă ce pot mai bine și care au nevoie de răspunsuri autentice de la cei mai mari, răspunsuri care să-i ghideze. Un copil caută informația despre ce se face și ce nu se face. Așa că, dacă sparge o farfurie, are nevoie să vadă ceva ceva furie sau părere de rău față de distrugerea provocată. Nu o retragere a aprecierii lui, ca și cum el n-ar fi, fi, și el nervos sau trist că e alunecat și că nu a reușit din proprie inițiativă să fie mai grijuliu. Dacă părinții permisivi nu fac distinție între acțiunile acceptabile și neacceptabile, copilul ori se comportă mai deranjat, și neașteptat ca să-și forțeze copiii să-i joace corect. Să-și forțeze părinții, părinții. să-și să joace corect rolul. Apoi, când nu mai pot suporta să le fie încercată răbdarea, părinții riscă să explodeze cu toată furia reprimată înspre copil, poate spunându-i că a fost de ajuns și trimițindu-l din fața lor. Mesajul pe care îl primește este că tot comportamentul anterior care -au, pe care l-au teorerat, era de fapt rău, că părinții nu își exprimau atunci adevăratele sentimente și că răutatea remediabilă a copilului a pus în sfârșit capăt pretinse amabilități a părinților. Jocul este astfel definit în multe familii, ai căror copii înțeleg că se așteaptă de la ei că vor să scape cu cât mai mult comportament nedorit se poate până nu cade toporul, când se vor adeveri în adevărata lumină, drept inacceptabil. În unele cazuri, când părinții, mai ales dacă au, au avut primul lor copil târziu în viață, se pliează așa dezastros pe micuții lor că nu arată în niciun fel diferența între ceea ce se face și ceea ce nu se face, copiii sunt aproape nebuniți de frustrare, se revor... Se revoltă la fiecare întrebare. Ai vrea să fii a să ai asta? Ai vrea să faci aia? Ce ai vrea să mănânci? Să faci? Să îmbraci? Ce vrei să facă mami? Și așa mai departe. Am cunoscut o fetiță frumușică de 2 ani și jumătate care a fost crescută astfel. Deja nu mai zâmbea niciodată. Orice propunere, orică de vagă din partea părinților ei legată de ceva ce ar putea o satisface, era întâmpinată cu strâmbături de nemulțumire și cu nuuri obstinante. Vezi, se, se ataca uh, pre, a, pretențiile părinților, mamei. Uh -huh. respingerea ei îi făcea și mai patetic și așa mergea, mai departe jocul disperat. Sărmana fetiță nu reușea să-și facă părinții să dea un exemplu din care să poată învăța, pentru că tocmai o luaseră pe ea de reper. Ei nu voiau să-i ofere tot ei ce Ei voiau, ei voiau. A, ei voiau să-i ofere tot ce își dorea, dar nu puteau înțelege nevoia ei reală ca ei să se implice în a-și trăi viața de adulți cu ea printre ei. Deci să nu se preocupe de asta, să o lasă în pace. Da, da. să Și atât trebuie să faci. E singura educație care poți să dai părinte, copilului să-l lași în pace. Da. Să se dezvolte singură, da. Nu există niciun parenting. E, e, parentingul este făcut ca să creeze idealuri părinților, ca să poată să intre în conflict cu copiii și să le creeze o personalitate agresivă. E mm -hmm. gândit pe dos. Trebuie să înțelegem că stăpâna în lume Au două instituții care gândesc cum să facă rău la oameni. Asta e tot. Strategii de distrugere în masă. Asta este parentingul. Da. Uh, cantitatea enormă de energie consumată de copii în încercarea de a atrage atenția nu se datorează faptului că au nevoie de atenție în sine. Ei semnalează pur și simplu că experiența lor este inacceptabilă și se străduie doar să atragă atenția îngrijitorului, ca să o corecteze. Tendința pe viață de a atrage atenția este doar continuarea eșecului copilului frustrat de a obține la timpul ei, până când cerința de a fi băgat în seamă a devenit un scop în sine, un fel de concurs compulsiv de voințe. Așadar, genul de atenție parentală care obține tot mai multe semnalări uh, din partea copilului este în mod clar una nepotrivită. Logica naturală se oprește să credem în, să credem în evoluția unei specii, având caracteristica de a-și duce părinții în eroare cu milioanele. O scurtă privire asupra altor milioane de părinți din țările lumii a treia, care nu au avut privilegiu de a li se spune să nu mai aibă înțelegere și încredere în copiilor lor, ne arată că familiile trăiesc în pace, cu o adăugare nerăbdătoare și utilă la forța de muncă a familiei cu fiecare copil mai mare de patru ani. Da. Gânduri noi despre psihoterapie. Abordarea mea pentru vindecarea efectelor privațiunilor din copilărie a evoluat de la încercarea de a reproduce experiențele pierdute la transformarea mesajelor dăunătoare, conștiente sau inconștiente, care au rămas în psihic ca rezultat al acestor experiențe pierdute. Mi-am dat seama în experiența de psihoterapeut că individul își poate schimba Așteptările sale sau negative despre sine, înțelegând în profunzime care sunt aceste așteptări, cum au ajuns acolo și de ce sunt false. Cel mai înrădăcinat sentiment de inadecvare este la origine o conștiință născută a propriei valori. Această încredere este trădată. Și erodată de experiență ce impun credințe eronate, credințe pe care în copilăria timpurie și chiar mai apoi nu suntem capabili să le punem la îndoială. Fricile, amenințările fără nume și fără formă, cu consecințe prea înfricășătoare ca să le privim în față, limitează orice libertate de acțiune sau chiar de gândire care ar putea atinde în acea direcție. Aceste frici sunt uneori atât de restrictive, încât persoana simte să-și trăiască viața într-o închisoare autoimpusă. Dând de urmă... Închisoarea autoimpusă. Da. regulă astea sunt închisoarea lor. Da. Pentru că cauzează frică frică că mm. nu le îndeplinești, frică că le pierzi, se hrănesc cu frica, da. Agresivitate interioară, vrei să-l schimbi pe cea, lus cu el? E supărare, furie, mânie, toate vin de aici, de la absolutizări. Mm. Da. N-au făcut, nimic, n au ne -au distrus. Da, cu bună știință ne-au distrus. 52 de capitole, 200 de pagini, numai așa da, așa nu. Eu Eram nebunit, nu mai puteam. Vreau să scăpăm. De o săptămână tot făceam zi de zi și nu se mai termina. Iisus fiul lui Sirach. Înțeleg eu n-am reușit să le ascult mai M-a Mi-a fost prea greu. Este foarte greu. Am zis că și așa am destulă împărțire. Dacă îl mai ascult și pe ăsta... <laughs> Sufocant este. Da. Mai da. da. Dând de urma acestor trăiri până la originea lor, ele se relevă privind din, privite din perspectiva adultului drept experiența înspământătoare doar pentru copil. Efortul neîncetat, epuizant de a evita să facă față acelei spaime este în sfârșit abandonat, iar partea de viață care a fost ținută în umbră iese la lumină. Persoana poate acum să-și permită să facă sau să fie tot ceea ce i fusese interzis, să aibă succes sau să rateze, să fie de treabă sau să renunță la a mai fi de treabă, să iubească să, sau să accepte să fie iubit, să-și asume riscuri sau să se oprească din a risca atât, fără compulsia incomodă care frânează folosirea optimă a rațiunii, instinctului și intelectului. La sfârșitul anilor 1970, în, ulti, în timpul ultimului dintre cei 30 de ani de cercetare, pionerat în terapia abreacției, am avut abreacție, ce înseamnă abreacție înseamnă descărcarea emoțională prin care subiectul se eliberează de efectul legat de amintirea unui eveniment traumatic, permițându i astfel să nu devină sau să rămână patogen. Abreacția ce poate fi provocată în cursul psihoterapiei mai ales sub hipnoză, producând astfel un efect de catarsis, poate avea loc și în mod spontan, separată, printr-un interval mai scurt sau mai lung de traumatismul inițial. De Aici deci... vreau să spun că noi avem uh, ideea că lucrurile au un sens unic, adică nu mai înainte. Nimeni nu se gândește că uh, lucrurile se pot duce și înapoi. Mm -hmm. Deci nu e neapărat nevoie ca viața să aibă un sens mai înainte. Poate să existe și de obicei asta se și întâmplă, are și o regresie. Marius, cum adică are o, reg o regresie în ce sens a înțelegerii? Nu e conform așteptărilor, nu e conform idealului. În momentul adică... în care ne-am pus niște idealuri, va fi pe dos. Deci, dacă vrei ca lucrurile să nu se întâmple, cum vrei tu, forțează. Deci puneți idealul, că va fi invers. Deci noi, noi nu ne gândim că trebuie să fim în acord cu Divinul Cor, cum îl face. Dar în momentul în care noi vrem să-l forțăm să fie într-un anumit mod, El ți se opune. Noi nu nimerim. Deci trebuie să gândim așa. Sunt două entități. Este Dumnezeu și Eu ăsta care este separat. E ca un observator. Și Dumnezeu, întotdeauna când noi vrem să fie cum vrem noi, ți se opune. Mereu e împotrivă. Da? Și noi nu, nu, reușim să cădem de acord cu el. Atâta se întâmplă în viață. Nu putem să, să purgem odată cu el. Ne împotrivim lui mereu. Nu înțelegem care e calea lui. Iar calea lui este întotdeauna calea care te va determina, te va opri pe tine să-l forțezi. Aia e calea lui. Deci când vrei să fii un... Deci nici nu o știm calea lui cu fiecare, nici nu o știm. Abar n-avem. Deci noi când vrem să ca și părinte, și vrem să îi impunem copilului o anumită conduită, un anumit comportament sau morală, Dumnezeu se va opune. Pentru că e voia mea peste voia lui și nu merge. Ca, ca copilul să intre în armonie, trebuie să-l lași în pace. Adică să-l lași pe Dumnezeu din fața ta, copil, să își ducă programele mai departe. Să nu intervii tu și să zici că e rău să fie așa. Nu e bine să fie așa. Nu. Va fi întotdeauna cum vrea el. Degeaba, nu putem să oprim absolut nimic. Am întâlnit o situație din întâmplare. Am fost la uh, uh, Maria, doamna Maria Timuc și a venit o clientă adânsei care era casnică și familia ei era... Uh, soțul era un medic foarte cunoscut și copilul ei, fata ei, nu voia să facă nici măcar liceu. Mm -hmm. Și pentru ei era o chestie dezonorantă. Da. Ce ne facem, ce o să zică prietenii, ce, zice, ce zic părinții, toată lumea, nu puteau să conceapă. Și am întrebat și ce îi place fetei să facă. Îi plac copii. Păi lăsați-o să fie educatoare, să aibă grijă de copii. Că cel mai important lucru când faci ceva în viață este să faci ceea ce îți place, ție. Da. Și Singurul rol al, al părinților este doar să-l ajute să funcționeze în legea divină, adică ce îi stabilește Dumnezeu aia să facă. Să nu mai îi perturbe. Că părintele vine cu ideile nu știu care, și atunci o viață copilul îi se opune și până la urmă va face tot ceea ce vrea. Am întâlnit o situație din asta în care era, păr părinții erau actori. Și a vrut ca copilul să fie actor, știi? Și, deodată, s-a întors împotriva lui și s-a făcut altceva. Cu toate că făcuse facultate de actorie sau medic și iarăși s-a întors împotriva lor și a lăsat tot, toată medicina S-a făcut ceea ce lui plăcea. Deci, ce rost a avut toată, tot chinul acela, lupta aceea cu el? Zeci de ani de zile. Dacă, dacă fata voia să fie educatoare, e foarte bine. Face ce place. Va fi fericită. Da, nu e, e, o e o meserie foarte, foarte onorantă să fie educatoare. Deci trebuie niște calități extraordinare, deci trebuie niște ca, calități deosebite ca să fii un educator de săvârșit. Că tu, tu influențezi viața atâtor copii. Oricine poate fi, nu știu, ziarist, avocat găsești, că ai de toate ai și muri și că toate categoriile trebuie umplute și alea și de avocat prost și mai puțin prost și bun și excelent, toate trebuie umplute. De ce să fii un avocat media, mediocru când poți să fii o educatoare desăvârșită și să, să excelezi în acea activitate? Sau chiar un tâmplar. Deci eu știu, uh, în Munchen, uh, o doamnă avea un magazin în cartierul unde am stat eu și fica ei, cea mică, mi se pare, dar mă înșel, ea studia tâmplăria. Să facă tâmplar. Și făcea niște lucruri extraordinar de frumoase. Făcea mobilă. Mobilă mai mică, așa. Deosebită, deci era artistă dar aici e normal, vezi, aici nu e văzută că ne dezonorezi. E o rușine, da. Da, cum să mă fac tâmplar? Că aveam și eu același mentalitate, de-aia am învățat să-l dau pe Freddy la cea mai bună școală, cum să ajungă el muncitor sau să fie altceva, să lucreze cu mâinile când poate să lucreze cu capul. Dar, da. Acum te -ai schimbat? Acum m-am schimbat, acum chiar că regret că poate ar fi trebuit să lasă să ducă să-și. Dar nu, 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 e, e ok, pentru că ele cu sportul e sportiv, iar școlile de sport sunt tot cele mai bune, deci oricum trebuia să intre pe filiala asta, filiera aceasta. Și e bine pentru că a ales el la sfârșit, deci n-a fost. eu am ieșit din schemă. El a ales și e foarte bun la, e foarte bun la limbi străine și la sport. Și care are disciplină și tot ce trebuie. Deci, de acum... Și cel mic? Cel mic? Păi, e meu. E... Meu e El e încă în marsupiu. Îi place să stea acolo seara în marsupiu, dar... Cu cerușul e... în mână. Da, păi care sunt unul, spre opt. Are opt purcei? Da. Nu mai da. purcei? Vai, umple tot patul. Că dacă ar fi numai el și purcelul, dar mai sunt vreo șapte pe lângă. Se face fermier sau crescător de animale. Nu, Marius, e, e altă chestie. Uite, asta am înțeles că noi am vorbit ieri de lumea paralelă pe care noi copiii ne-o construim, noi ca și copiii ne-o construim în momentul în care nu mai avem, uh, realitatea ne lovește și nu putem să, există o discrepanță între realitate și ceea ce putem noi facem, da? Și uh, m-am gândit un pic la ce a zis exact aceeași doamnă despre care am vorbit astăzi. Eu vorbim din punctul ei de vedere de pedagog și și-a dat seama când lucra cu fica ei că încerca să se uh, distanțeze fica de, 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 lucru ei. Deci lucru care îl făcuse caietul fiicei era nesatisfăcător. Iar fica a început să, într-un fel, să-și creeze o dublă personalitate, că aia nu este ea. Știi? Și ea ca și pedagog și-a dat seama, hop, asta e un pic, uh, trebuie să mă schimb eu ca mamă, că dacă eu nu mă schimb, copilul meu uh, îi se taie, se, 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 are dublă personalitate. Și uh, acum am gândit, ok, Frederic, n a avut acea traumă în clasa 1, el atunci a început să devină pisică. Adică el nu mai vorbea cu mine, el vorbea tot timpul la persoana a treia și zicea de el că e pisic. Înțelegi? Și acum cu Oscar nu cred că aia e asta situația, la el a luat pur cei că i-a plăcut în Minecraft de pur cei și... Ea a făcut a în jocul ăsta video de Minecraft și a găsit uh, simpatici și uh, e mai mult ca o legătură cu fratele lui uh, Purcei, că amândoi se, se înțeleg prin Purcei, de fapt. Și când mă cert eu cu Oscar, Oscar bagă tot timpul purcelul în față. Când se supără pe mine, mi-arată ce Deci e, o, e un sistem, se pare, la copii de, de protecție, într-un fel, știi? Da, cum funcționează mintea noastră. Cum ne-a făcut Dumnezeu să fim, da, să ne protejăm. Da. Continuăm? Da. Încă apelez la această metodă, adică la psihoterapie, dacă nu mă înșel. Ați citit cu susștoanilor 70? Da, da, da. Da, pot să mai citesc o dată. Da. Hai că-l mai citesc o dată. La sfârșitul anilor 1900. Ominoste... Nu. nu, nu. abreacția și la Abreacția, ab acolo rămăsesem. Am de... avut ocazia să lucrez împreună. Deci, la sfârșitul anilor 1970, în, timp, în timpul ultimului dintre cei 30 de ani de cercetare pionerat în terapia abreacției, am avut ocazia să lucrez împreună cu doctorul Frank Lake în centrul său din Nottingham, în Anglia. Citise cartea aceasta și era nerăbdător să-mi arate că agresiunile aduse sensibilității oamenilor de care sunt eu așa de preocupată nu încep la naștere, ci în etapa, în egală măsură, de formare în, utero, în uter. Retrăirea dramatică a acestor experiențe de către mulți subiecti și mai apoi de către unii dintre pacienții mei m-a convins că a avea dreptate, mai ales că a provocat în mine abreacție înainte să văd pe altcineva covrigat în poziție fetală, neajutorată, mișcându-și membrele în acel mod specific, făcând sunete și exprimând emoții pe care am ajuns să le recunosc specifice acelei etape. Încă apeles la această metodă când clienții ajung la punctul în care au nevoie să-și cunoască experiența de la naștere, din prima copilărie sau cea intrauterină. Mi-a făcut impresia că abreacția, cât ar fi de dramatică, nu este prea deseori terapeutică în sine. Valoarea experienței constă în contribuția ei la informarea subiectului, care este mai apoi integrată în noua sa înțelegere despre felul în care stau lucrurile în viața sa spre deosebire de felul în care credea că stau. Ocazional, o abreacție poate fi ultima piesă de pasăl, făcând posibil saltul de la înțelegere la cunoaștere profundă, interioară, când comportamentul spontan al persoanei ajunge în sfârșit să reflecte adevăratul, adevărul descoperit. Dar este adevărul însuși cel care aduce transformarea și, după cum se pare, numai adevărul, indiferent cum se ajunge la el, prin muncă susținută de detectiv, folosind inducția și câteodată deducția, prin reevaluarea credințelor neexaminate de la vremea la care s-au format în copilărie, de obicei cu referire la bine și rău, vezi, în împărțire. La fel de bine ca și prin abreacție sau prin informații reflectate de alte persoane care nu s-au străduit să uite vreun eveniment care părea la vremea aceea cataclismic pentru subiect. Rezultatele eliberatoare ale procesului încep de obicei să apară destul de rapid, iar transformări majore durează mai degrabă luni de zile decât ani. În lumina conceptului continuum, o persoană care cere ajutor este o persoană în mod esențial bine, ale cărei nevoi caracteristice speciei nu au fost îndeplinite și ale cărei așteptări specifice evaluate au fost întâmpinate și tratate cu respingere implicită sau condamnare de către cei al căror rol ar fi fost să le respecte și să le îndeplinească. Părinții, părinții nedisponibili din nefericire îl fac pe copil să simtă că nu este demn de a fi iubit sau că nu merită sau cumva că nu e destul de bun. Vine de la, de la iluziile acelea puse pe primul plan, de la idealuri. Când aprecizează da. idealuri, copilul nu mai pare normal, nu? Că nu e, mai e conform e... idealurilor și încep să-l critici, să-l acuzi. Evident, și da. problema este mare că tu nici nu-l mai vezi pe el ca o ființă umană. Da, da, nu da. Mai, tu nu mai vezi cum e el făcut, care sunt înclinațiile lui, care sunt da. talentele, unde nu este talentat. Dar noi funcționăm prin acele idealuri care ne-au le fost puse în copilărie de ambiție să fii primul, să fii cel mai tare. de parenting. Da, și sau ce citești filosofii. da tu automat îl vezi pe copilul tău, mamă, păi pe ăsta îl fac olimpic, că știu eu cum să fac, da? Și ei și îl toci. Dar uite-te, spre exemplu, cei care merg, părinții care merg la biserică, ce viață chinuită au copiii aceia? Că nu corespund idealul ăla. Da, niciodată... determină pe copii să li se împotrivească. M-a făcut Gabriela. Gabriela o viață întreagă a fost împotriva copii, părinților. Și nu știi de ce. După aia spui, mamă, ce, ce fică nasoală sunt, că eu îmi resping părinții. Fără să vreau. Nu vreau să-i resping, dar simt o repulsie. Și te simți vinovată, că, păi, dar de ce? Că nu e normal, că nu mi-au făcut cine știe ce. Nu mai, nu mai mult decât altora. Și nu ți dai seama de unde vine, că, de fapt, Dumnezeu pe tine te folosește ca mecanism împotriva absolutizărilor lor și tu te simți ca ea cu musca păcăciulă. Hai. Da. E foarte clar și simplu, și Birii e simplă. Da, de azi că e, e minunat că facem cărțile astea, pentru că putem într-adevăr să dezbatem pe situații Concrete. adică pe concepte care funcțion, func, sunt aplicate uh, oamenilor și vedem de ce nu funcționăm cum da. trebuie, de ce suntem nefericiți, depresivi, maniaci. Uh, nu ne convine nimic, nu ne place de noi, nu ne place de celălalt, chiar dacă și după ce facem, ce ne ar place, tot nu ne place. Te deci spui că ok, ajung acolo și când ai ajuns tot nu-ți place. Deci înseamnă că e, nu e ai o problemă. Problema nu este că, nu știu, că ce ai făcut. Ai, ai ajuns la o funcție care îți plăcea, că ți-ai fi dorit. Da, da, să știi că ca ceva să nu ne placă trebuie să avem un ideal. Păi normal, normal. Păi atunci, atunci a... trebuie să dai seama e care compadre, e problema. Și, și nu, mai, nu mai înțelege nimic. Da, de unde vine această permanentă nemulțumire? Nemulțumire de sine, nemulțumire de ceilalți. Și poți să spui, da, eu nu sunt nemulțumită. Ok, nu ești nemulțumită, dar tu uh, uh, încerci tot felul de chestii noi. Știi cum începeam eu? Să fac New Age, după aia am citit, nu știu, alte chestii, tot săream, tot timpul eram în căutare. Și n-aș fi zis că eram nemulțumită, Zic că că mai curioasă. Păi nu era curiozitate, era nemulțumire, că se căuta ceva acolo. Și deci, în momentul în care știi care este, care este acea nevoie sau acel ideal care îl cauți, după aia nu mai ai ce să mai cauți. Lucrul Bine care trebuie vin deja în față. Vine de la faptul că noi nu avem credință în Dumnezeu să lăsăm pe El în pace. Deci noi punem idealul acela ca să-l corectăm pe Dumnezeu. Deci milioanele, miliardele de cărți sunt ca să-l corecteze pe Dumnezeu. Inclusiv scripturile, filozofiile, înțelepciunile popoarelor. Asta este singurul rost, să-l corectăm pe Dumnezeu. Și e așa de simplu, să-l lași în pace. Deci școala iubirii atâta. Este sinteza școlii iubirii, să-l lasă Domnul pe Dumnezeu în pace, că știe el ce are de făcut. De ce Pare... așa de să-l lasă în pace? Îți spun, eu un... Îți spun o întrebare. Cum te devii ca popor, singurul popor ales de Dumnezeu. Cum devii? Dacă Mai așa. Dându-le dântule niște idealuri. E dat niște idealuri, i-ai înrobit. Da. Deci tu dacă știi că ți-ai pus ca scop, da? Că ești cel mai iubit dintre pământeni, ce faci? Păi automat dacă tu ești cel mai iubit, celălalt nu trebuie să fie iubit. Și cum îl faci să nu mai fie iubit? Îi dai păi, și trăiești o viață de chin. Păi ei regulile lui șeful și le faci pe dos și le pui lui ăla, îi dai la fraierii ăia. Ia uitați, aici așa se face. Și așa devii cel mai iubit dintre pământeni. E simplu. Popor ales. Și mai mult îți dă și victoria, Dumnezeu. Păi ți-o dă pe toate. la idol, că el zice așa, cel care idol mă voi îndrepta împotriva în lui cel care n-are idol, îi voi da pe vrăjmașul lui în mâna lui. Păi, îi dă victoria. Așa de simplu au gândit. Și pe față, Vechiul Testament e pe față și nu-l citește nimeni și nu înțelege nimeni. E așa de simplu. Aici este, de la idolatrie. Deci dacă ești idol, îi pun pe vrăjmașii tăi să vină împotriva ta și te vor omorâ. Dacă, dacă tu respecti poruncile mele, deci nu-ți faci idol, îi voi da în mâna ta pe vrăjmașii tăi și îți voi mări teritoriile. Așa de simplu a zis pe față. Și noi stăm acolo cu idolii ăia și ne închinăm la ei ca poști. Da, păi nu înțeleg, Marius, tu când spui că ne, ne, închinăm la idole ca și cum... Deci tu când zici asta, eu mă imaginez că eu fac mătănii în față la, nu știu, la o statuie. Da? Deci zic eu că așa înțelegi lumea. Că te, adică fac mătănii în fața unei statuiete sau unei... Păi uh, idolii înseamnă, ceva mai sus. Deci orice exact. mai sus decât viața, așa cum este, idolatrie. Păi, și în ce înseamnă să te închine? Adică, o faci, toată atenția, tot efortul este uh, focusat pe atingerea Respectarea pe... principiilor, idealurilor, virtuților, regulilor. Și da. nu ai cum să le respecti. Pentru că, când le-ai pus pe mai sus, nu mai poți să-l iubești pe ăla care vine pe invers. Mai mult, îl determin pe Dumnezeu să vină Sufruma unui păcător să se distrugă absolut. Dar îl determin și pe copil. Și apare părinticul. Că uite-te, deci părinticul ce face? El pune război între părinte și copil. Creează război între ei. O viață întreagă. Mamă, Marius, parcă e Iisus, pentru că tu ai, că la Iisus ai spus că eu am venit să aduc sabia între, între soț și soție. Despart și... bărbatul de femeie, părinții de copii exact, și, pe, și parenting-ul este exact această sabie, să desparți copii, copi, părinții de copii. Păi a zis pe față, a zis-o. Că pentru asta a venit, a venit da. să despartă feminismul. A fost creat, feminin. deci Isus a fost creat ca să despartă. B a zis pe față. Da, de și de, acolo, credem? da, și de acolo au creat feminismul, parenting-ul și alte chestii. Să știi că sunt popor ales, merită să ne toace, să ne facă praf, suntem sluga lor. Sunt genial, incredibil, incredibil. C-am văzut nu să fac și ma... Nu mare, sunt vicleni. Pentru că întrebarea se pune altfel dacă tu, sau să zicem un popor, ar fi avut acces la aceste informații ai pe față. Dar, nu mare, dar dacă ai fi avut-o știai ce ai fi făcut, ai fi folosit-o pentru tine, în mod egoist să te faci pe tine, cel mai iubit dintre pământeni sau ai fi dat-o la toți ca tot pământul să fie iubit de Dumnezeu și să nu mai fie atâta moarte. Deci, mi se pare că nu este, că sunt vicleni. A fost o, do o dovadă de, de viclenie uh, evidentă. Da, Tată, ei s-au gândit, noi suntem un popor mic, e singura șansă să Păi, acolo. Marius, dar nu, că nu are sens. Păi, în momentul în care. Păi, este de alții. Da, dar ei și-au și -au construit un castel atunci, și-au creat ziduri. Nu, și-au pus Babilonul, și-au și -au urcat cât mai sus și au lăsat păștea jos. Când, de fapt, dacă toată lumea, tot pământul ar ar, ar ar funcționa după criteriile lui Dumnezeu, n ar mai fi avut nevoie să protejeze. Dar știți ce fac ei? Am ascultat un rabin. Cred că ți l-am trimis și ție și dacă îl mai găsesc, mi-a plăcut foarte mult. i luat, au luat toate popoarele lumii și a zis, toți, toți sunteți idolatrii. Nu înțelegeți că sunt idolatri. Și Dumnezeu ce a zis? Voi distruge idolatrii. Da, știu. păi acolo. Păi erau, sunt câțiva care într-adevăr... Uh, de ce? Noi de ce care... nu înțelegem? Păi nu, este grupul care încă ne mai ține pe noi pe, pe linia de plutire și cred că din grupul ăla a fost ăștia de pe linia lui sau care ne termină pe toți. Și vor să-i termine și pe ea. Da? Deci disidenții au fost pe toate părțile. Deci nu, noi nu auzim... Iacob, Grupul Iacob ne mai ține în viață? Da. Dar noi nu auzim pe rabinii de genul ăsta în primul că sunt foarte puțini, sunt foarte rari se neacă în toată, toată abundența asta de informație și nu le ascult că ce să-l ascult pe ăla. Mă ascult popa de la mine, de la biserică. Dar vezi o chestie, popii nu vorbesc despre idolatrie deloc. Asta nu știu. Că poate înțelegi. Păi nu știu, să întrebăm pe cei care se duc la biserică dacă vorbesc. Dacă okay. vorbește. O să mă uit să văd dacă sunt niște video cu idolatria de la preoți. Să vedem ce spun. Însă scripturile au fost arme. Și arma este chiar Dumnezeu. Ne-au făcut idolatrii, ne-au dat bunăstare, ne-au lipit de materie și Dumnezeu vine și ne distruge. O pare genial. Deci n-au ridicat un deget, n-au făcut nimic. Au scris o carte. Noi am crezut în chestiile acelea, am, am luat un salvator și ne-am înrobit singur. Că nu i-am vrut. N-am înțeles. Mhm. Uh -huh. Dar să știi că și tendința naturală a omului este să nu înțeleagă. Pe de altă parte, omul a văzut în salvator ocazia de a se îmbogăți, că l-a vrut să fie bogat, să, să fie bine. Așa, așa, deci omul acesta întotdeauna va vrea chestia asta, deci este vulnerabil. Deci va fi prins oricum. Da. Uite, dacă dai pe YouTube un search pe idolatrie, ai aici câteva videouri de principiu, dar nu cred că spune ceea ce spunem noi. Chiar o să caut și eu, să, sunt curios. Să vezi ce povestesc ei, okay, da. Mm -hmm. um, hai să continuu că terminăm acum. Da. În lumina conceptului, conceptului continuu o persoană care cere ajutor este o persoană în mod esențial bine, ale, ale cărui nevoi caracteristice speciei nu au fost îndeplinite și ale cărei așteptări specifice evoluate au fost întâmpinate și tratate cu respingere implicită, sau o condamnare de către cei al căror rol ar fi fost să le respecte și să le îndeplinească. Părinții nedisponibili, din nefericire, îl fac pe copil să simtă că nu este demn de a fi iubit sau că nu merită sau cumva că nu e, nu e destul de bun. El nu poate, prin natura sa, concepe ca ei să greșească. Trebuie să fie el. Așadar, când realizează profund că plânsul, suspinul, neîncrederea în sine, apatia sau rebeliunea erau răspunsuri umane corecte la tratamentul incorrect, întreaga sa impresie despre sine cea greșită se schimbă în mod corespunzător o revedere a istoriei unei persoane în această lumină, consider eu, are în sine un efect salutar. Creează o atmosferă vindecătoare pentru cineva obișnuit să se simtă fără valoare, nedorit sau vinovat. Am fost bucuroasă să aflu că și alți psihoterapeuți au găsit conceptul continuu folositor, atât pentru ei, pentru studenții lor, cât și pentru persoanele pe care le tratau. Ca o confirmare în decada de când această carte a apărut în prima ediție, s-a dezvoltat un mediu mult mai primitor pentru ideile sale în multe domenii, obstetrică, îngrijirea copilului, instituții sociale, psihologie și la marele public, într-o căutare generală pentru principii demne de încredere după care să ne conducem viața. M-am simțit încurajată în mod deosebit când am văzut descrierea unui personaj de film într-o uh, recenție recentă din revista Time, care suna așa: Simțul e de responsabilitate socială, derivă din instinctul nedistorsionat, nu din vreo ideologie ciudată. Da, deci Dumnezeu ne-a dotat cu instincte naturale și alea sunt ale lui de a nu avem nevoie de ideologiile oamenilor să ne conducem viața. Sper că această nouă ediție, ca și cele ce vor apărea în alte limbi, să contribuie la a permite intelectului nedistorsionat, instinctului, instinctului. instinctului nedis nedistorsionat să stea la baza propriei noastre ideologii ciudate. Cum am spus? da. Da. Și începem, o să începem, vedem noi dacă avem timp de mâine, cu capitolul 1. E carte mică, da? Deci sunt o, mai puțin de 100 de pagini. O facem pe toate. Da. Concluzia zilei, da. Să, să meargă repede. Cred că am intrat într-un nou într capitol de, de descoperiri, Marius. Acum suntem mai aproape de rădăcini, să vedem de unde ne vin programele <laughs> <laughs> și de unde găsim că, că tot împărțirea în bine și rău. Da, și absolut. Da. 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 Și de fapt, toată această cercetare a experților să ne învețe cum să ne creștem copiii sau cum să, fim, să, facă oameni, să fie oamenii crescuți, nu, nu, nu aduce nimic bun este ca și când Dumnezeu ar fi fix într-o parte, dar noi nu, nu, știm ce înseamnă. El este și bine și rău. În momentul în care absolutizăm un bine, se duce invers în rău, ca să echilibreze balanța. Pentru mm -hmm. că este legea lui lui care zice că sistemul universal al bine trebuie să te echilibreze mereu, să nu te lasă să te strâmbi. Păi asta face. Deci ei nu au în minte chestia asta. Ei au în minte că trebuie să-l corectezi și să-l aduci pe cel din fața ta conform idealului modului cum proiectezi tu un ideal. Să-l faci să fie cu focul. Cum vrei tu. Și nu se poate, că e divin în față. Când îl forțezi să fie cum, e tu, cum vrei tu, va fi pe dos. Și îți atacă idealurile. Și ți le distruge. Prin copil, prin soț, prin bunic, prin oricine. Părinți. În toate modurile posibile le atacă. Iar noi am atacat idealurile părinților sau celor care ne-au crescut sau ne-au educat. Da. Și n-am fost de vină. Da care și ei aveau idealurile venite din societate. Am făcut din... o potrivă întotdeauna. Da. Și dacă, chiar dacă părinții aveau idealuri neexprimate, doar le gândeau așa, dar niciodată n-au spus. Și pe ăla l-am distrus. Aveau idealul să fie nu știu cum, nu știu cum, nu știu cum, am fost pe dos. Idealurile astea vin, adică ușor să ne dăm seama, în momentul în care te uiți la copilul tău și spui, uite, așa mi-ar place să fie. Sau, uite, asta din copilărie, avem niște idealuri a... din copilărie. Da, da, așa a trebuie trebui să fie. Cum eram eu cu ăsta, că așa trebuie să îmbrace, să arate civilizat. Dar ai observat că noi când cităm cărți, romane și mai departe, noi căutăm acolo un model, un model ideal. Rămân, cu atât ne, atât ne rămâne din tocată. Da. Model ideal. Da. Asta noi, noi, citim în așa, da, așa, nu. Deci când cite, pe cel puțin la mine era conștientă chestia asta. A, acum, hai să văd în cartea asta ce zice cum să fac și cum să nu fac. Așa, da, așa, nu, așa, nu. Că la bie, face altfel, că se uită cum trec lucrurile unele în alte și cum se dezechilibrează. Când cineva se duce într-o parte, moralitatea vine și îl îndreaptă. Cel puțin pentru mine, acum, eu, eu, acum la 40 ceva de ani, în, învăț cum să citesc un text și să înțeleg esența textului dincolo de împărțirea în bine și rău și să văd ce a dus la textul ăsta, care sunt principiile din spate. E foarte simplu. Te uiți la ceea ce e pus pe primul plan și vezi cum este, este adus în înapoi. Nu da. e distrus. E dezechilibrat și realiniat da. după. Da. Asta se întâmplă orice carte, orice citești, ce roman pe principiul ăsta. Viața în sine așa funcționează. Când bine că e, e, e nevoie de practică, Marius, pentru că nu le vezi tot timpul. Și noi acuzăm faptul că vine reglara de la divin. Păi e bine că vine reglara și nici nu o poți să oprești. Uh -huh. E nebunie. Și noi am făcut milioane de cărți pentru ce? Ca să-l controlăm pe el, să-l să punem pe el să facă. Din contră. T trebuia să, să scrim o carte cum trebuie să fim noi. dacă să, cum ar trebui să fim noi, ar însemna ca tot ce a Filozofiile, religiile, tot ce au pus pe piumble, trebuie distrus. Ca să intrăm în acord cu Divinul, că altfel nu, pot, nu putem fi în acord cu El. Și ajungem în starea aceea pe care o are și un copil, este uh -huh. foarte simplă, de ai permite lui Dumnezeu să facă ce vrea El. Deci, noi îți dai seama, noi nu îi dăm voie lui să facă ce crede El de cuvință. Și atunci ni se opune, ni se opune prin copii, pentru că nu știm că e Dumnezeu acolo, nu știm. Nu știm, nimeni nu știe asta. Că noi am, avem salvatori și salvatorii au, au, dat posibilitatea să apară explicații ca, în care noi punem ca și cauza lucrurilor, nu punem pe Dumnezeu, îl punem un om. Deci toate științele astea derivă unele din altele ca și cauză oameni. Că l a făcut, că ăla a nu s-a comportat așa, că uite ce s-a întâmplat. Deci cauzele lucrurilor nu sunt divinul. Deci nu există așa ceva. Întotdeauna cauzele tuturor situațiilor din viața noastră, oricât de simple și banale sunt, este numai Dumnezeu. Și reprezintă o apropiere sau o îndepărtare de El. Atât, e o mișcare din asta. Apropiere sau o îndepărtare. Restul e zero. Când m-am uitat și eu să văd și eu ce zic, ce, ce zic psihologii, m-am închis imediat că nu pot. Că nu înțeleg. Că sunt un milion de situații din ăla care le încurcă și mai mult. Și am zis eu unde e Dumnezeu aici, că nu spui nimic despre el. Păi dacă nu spui nimic despre el, nu spui de forța imensă care te ține în viață. Deci el te ține în viață și tu zici de cauza lucrului în afară. Păi cum poți să spui așa ceva? Dar te spui ei, ei vorbesc la, la nivel de. Îl, îl elimină. Da. Îl elimină. Deci deci da. scot din lumea lui. Nu se poate și în lumea lui, nu te poți să referi decât la el. Împăratul a dat, împăratul a luat. Și el zice în Biblie, nu am citit cu atenție, totul este mâna mea. Eu dau viața și o iau când vreau eu. Nu poate să iasă nimeni din mâna mea. Păi când a zis că nu poate să iasă nimeni din mâna mea, ce poți să mai zici? Că tu cauzele lucrurilor sunt ăla, ăla, ăla. Copilul că nu învață, că nu știu ce, că a aruncat ceva pe, pe care e cauza? E în tine că ai pus ceva pe primul plan și le distrugem. Curățenia. Peretele <laughs> alb. <laughs> Curățenia, perfecțiunea, nu știu ce, ce ar trebui să să vedem și noi să punem ordinea Da, da, sunt mai multe, sunt mai multe. Păi le avem pe toate. Cred că e suficient să facem un search pe internet care sunt principiile de viață și dar mi se pare că am eu. Stai că să ...mi se că am aici un catastif de principii. Stai, stai, să stai, 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 că acum ce am aici. A, am o listă de sentimente. Îți nu mai vreo 125. Da, păi le iei pe toate, știi, așa, pe de la A, de la adorație, sentimente, dragoste și respect față de cineva și le continui. Dai sentimentele și vezi pe unde ai frustrările. No. Da, da ales. Și deci concluzie la introducerea asta foarte frumoasă, de fapt. Concluzia că abia să văd ce zice. <gânt> că mă reamintesc că, na, trebuie, trebuie cărțile, cărțile, care, într-adevăr, au un impact, trebuie recitite la intervală de timp. recitite. Da. ți-am zis că și cărțile tale, când, că eu n-am terminat de, le, de, citit, le citesc de două, trei pagini așa când reie, parcă înțelege altfel. Pentru că sunt noi situații de viață, pune informația într-o nouă perspectivă și vezi lucrurile și mai mai multe nuanțe. Uh -huh. Deci nu mai vedem. Cât că noi ne schimbăm vederea de la alb-negru în color. Da. Se, se mărește paleta de culori. Da. muito mais famoso muito mais Marius. famoso